Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din SnowRunner, alături de Ciprian, ca și data Salut, trecută. salut! Uite că nu ți-am uitat numele. N-am mai filmat de mult, băieți, cu tot că la voi e episodul pe episod, practic, alături de el. Dar n-am mai vorbit de vreo două săptămâni, cam așa. O săptămână și ceva, două. Pe acolo. Da. Parcă pe acolo a fost. A trecut repede timpul. Suntem din nou pe Ontario, Canada, cu o misiune principală la care o să avem nevoie de ajutor, asta este clar. Încercăm să deblocăm acest watchtower de pe Burned Forest. Amândoi o să plecăm cam în aceeași structură, să zic, short log pe spate, pe capul tractor și o remorcă roșie de 4 sloturi, iar componența materialelor pe care o să le luăm fiecare o să o descoperiți pe parcursul episodului, așadar stați până la final ca să vedeți dacă și ajungem întregi. Data trecută parcă tu ai terminat o misiune secundară, doar că ai terminat off-camera, nu? Cu un tatarin, parcă te-ai dus undeva pe aici, din câte mi-amintesc eu, și ai recuperat o camion, o mașinuță, nu? A terminat misiunea până la urmă, parcă da, a terminat misiunea. Uneori mai avem probleme de sunet, deci s-ar putea ca uneori Ciprian... Auzi acum? Eu nu te aud, să știi. Deci în momentul acesta noi nu-l auzim pe Ciprian. O să fac o mică pauză, că poate și revine după... Are probleme când iese din garaj, știu. Deci fac o pauză pe clip, băieți, și revenim când și revine și vocea lui Ciprian. Băieți, am revenit doar că... Păcate, nu-l auzim în continuare pe una, două fiuluri le luăm de aici. Nu-l auzim în continuare pe Ciprian, pentru că are probleme atunci când iese din garaj. Dacă știam, îi cumpăram eu un camion, adică dădeam un camion de la mine, îl scoteam din garaj și lăsam undeva la ieșire din garaj ca să nu se mai producă această problemă. Și cred că dacă o să mai jucăm cu Ciprian, așa o să facem. De acum, de fiecare dată când iese din garaj, îi se tai sunetul. E ceva foarte ciudat. N-am mai auzit, n-am mai pățit, nici la ceilalți băieți n-am mai auzit chestia asta. Acum, na, vom vedea, el s-a dus puțin mai în față, dar nu e problemă că ne așteaptă. O să trecem noi în față pentru că avem de mers undeva, de unde trebuie să mai încărcăm încă service per parts-urile alea. Trebuie să încărcăm noi două și el să ia unu, un palet de service per parts. Iar după pe harta cealaltă o să trebuiască iarăși să punem o pauză pe episod pentru că el o să trebuiască să se ducă după cei doi paleți de wooden planks. Dar după o să revină la noi, o chestie de vreo 3 minuțele, 4 maximum. Iar după toate chestiile astea o să mergem să încărcăm short logurile. E cu banditul, iau ce frumos e banditul lui Ciprian. Roțile alea mari, impozante. L-aș întreba dacă are vreun DLC de roți, că pare că sunt roți din DLC alea. Dar nu pot să-mi răspundă, doar în chat să-mi scrie pe Discord, că momentan tot nu-l aud. Știu că Florin avea DLC-ul de roți cumpărat, eu nu l-am. Nu m-a interesat DLC-ul de roți. Au băgat și ăștia de DLC-uri doar să scoată bani, sincer, din jocul ăsta. Poate și revine și Ciprian pe parcursul videoclipului să-l mai auzim. Deci la mine jocul nu se mișcă extraordinar de bine. V-am mai povesti de ce și cum pentru cine urmărește episoadele, dar acum sper să se vadă bine. Din câte am văzut pe ultimele episoade filmate, totul a decurs ok, să zic așa, și n-am avut mari probleme. Poate mici drop frame-uri. O să ajungem aici și după mai încerc să mai ies de pe conversația cu Ciprian, să mai dau așa un refresh, poate și revine. Aici trebuie să facem stânga după pod, pe drumul ăsta în balta asta, dar oricum cred că o să mă vezi. Mergem aici să încărcăm eu două servis per parțul și tu doar unul, oricum cred că sunt trei de toate aici. O să mă bag eu cumva pe aici pe stânga ca să fac bucla după să ies pe dreapta. Bun. Uitați-l acolo și pe Ciprian face drifturi, era să se răstoarge sau mi s-a părut. Bun, iar aici încărcăm, am zis, pe trailer, service spare parts, una, două, și avem remorca full noi în acest moment. Facem bucla, după cum vă ziceam, pe partea asta alaltă, ca să ieșim foarte bine. Îi recomand și lui Ciprian să facă fix aceeași manevră cum am făcut-o eu. Ia să mai încercăm un refresh la Discord, să mai ies eu de aici, să mai reintru, ia să vedem. Ia zi ceva, să vedem. Tot nimic, tot nu-l auzim, mă, băieți. Mai închid, mai pornesc apelul, dar nu prea avem șanse. O să facem o pauză, hai că facem o pauză, că ne-a cerut Ciprian o pauză și revenim. Am revenit, băieți, cu un nou camion pentru Ciprian, el a restartat jocul, de fapt, acum ne auzim, nu? Da, ne auzim. Gata, l-auzi și pe Ciprian.
Eu am făcut acolo stânga, tu vrei să vii pe aici? Da, păi okay, nu prea aveam loc de tine. Da, nu, 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 pe partea asta, pe aici, pe la stânci m-am dus. Și am ieșit pe partea asta. Nu m-am gândit așa. O să mă duc puțin înainte eu, băieți, pentru că vii pe drum, după faci stânga, ții șoseaua și treci pe partea cealaltă, pe la ghetăui, pe unde ai intrat și tu atunci. Pentru că de acolo o să ne despărțim pentru vreo 3-4 minute și după o să ne unim din nou. Cum vă ziceam încă de la început, el trebuie să se ducă și după două wooden planks-uri. Iar după o să plecăm împreună să încărcăm acele două short loguri și după destinația finală la Watchtower, care este destul de departe și drumul, sincer, nu prea mai fost prin zona respectivă, mai ales cu camionul, cu remorcă din asta, care este destul de problematică uneori dacă mergi pe niște drumuri denivelate. Mai ales că o să avem și short loguri după noi. Vă vedea ce o să fie, țineți-ne pumnii, pentru că dacă cumva se răstoarnă chiar și un palet din remorca asta, am încurcat-o. Pentru că n-avem macara după noi. Nu știu dacă am lăsat pe mapa aia vreun camion cu macara, sincer. Cred că o fi. La câte camioane ai pe acolo, da, trebuie, da, să fiu. Trebuie să fie unul, da. Da, pierdem timp după. Uitați de un butonaj de like, băieți, am văzut că unul din episoadele postate anterior v-a plăcut destul de mult cel, adică în comparație cu majoritatea episoadele de Snow, că acolo mă raportez eu, unul dintre ele a fost așa mai morțanis. Acum, probabil și din cauza faptului că nu mai postez în fiecare zi Snow, pentru că noi înainte, știți, aveam seria noastră, e o serie în continuare, doar că noi postam în fiecare zi, în jurul de 5-6 după amiază episod de Snow. Și ne mai făcând chestia asta, probabil și voi v-ați dezobișnuit și YouTube-ul poate s-a dezobișnuit să mai trimită vreo notificare, ceva. Acum nu știu. Deci apăsați, cei care intrați, apăsați un butonaj de like și lăsați un comentariu, poate dăm un boost YouTube-ului să ne mai ajute cu niște, să ne mai recomande și pe noi, să poate reușim să creștem. Cât de repede merge Ciprian, deja e în spatele meu. Ai camion mult prea bun tu. Mi-ai dat camion cu roți de autostradă, când merg pe asfalt mă descurc. Eu știu cu ce roți. Abar n-am dacă mă, la câte camioane și câte camioane schimb. Nu mai știu ce roți are fiecare. Tu aici poți să te alimentezi. Acum sau când te întorci, cum vrei tu, pentru că eu aici o să te aștept pe tine. Tu trebuie să te duci la sawmill-ul ăsta din față, ca să încarci alea două wooden planks-uri și după să ne întâlnim aici. Ok. Băieți, noi ne revedem când ajunge Ciprian lângă noi, pentru că n-are rost să stăm degeaba până se duce el, deci revenim când se întoarce. Băieți, am revenit, Ionuț, auzi, mă pomenește Ionuț, Ciprian, când joc cu Ionuț zic Florin, când joc cu Florin zic Ionuț, când joc cu tine zic Ionuț, când o să joc cu altcineva o să zic Ciprian, probabil. Toate combinațiile. Da, dar parcă ai zis că pe tine te cheamă și Ionuț? Florin. Florin. Știam eu că ai zis ceva din ei doi. Deci o să ne întâlnim imediat cu Ciprian undeva în față la următoarea intersecție. Am încărcat între timp udăm plencurile. Ne-am făcut și un traseu până la punctul de destinație. Am făcut un traseu prima dată și m-am răzgândit după pe parcurs. Și am pus un traseu care mi se pare mult mai rapid și mai ușor, cred. Acum vă vedea dacă e mai ușor. Nu știu ce înseamnă mai ușor. Adică mai sunt și trasee mai ușoare pe harta asta, dar nu au fost chiar pe... Nu am fost eu chiar pe toate drumurile. Oricum ai un slot parcă liber, nu? Da, da, da. E mai lejer la tine. Ia că mă prind de tine. Mă tragi cum asta domnul ăla. Ăsta e zigzumic, cum îi zice Florin, că el îi zice zigzumic. Și mastodontul ăla e zigzumare. E mare, ăla ți-am zis, dar sincer nu prea mă încântă pe mine să joc cu ăla. E așa bătrân. Nu, e bătrân așa. Nu că e OP, că se mai împotmunește și el. Adică nu rămâi cu ăla, dar mai patinează așa mai. Se mișcă foarte greu, e bătrân. Se pare așa un camion bătrân. Nu am nevoie nici să... Ce ușor ai trecut cu Zixu și eu aici. Ai rămas blocat acolo? Nu sunt blocat, dar merg încet așa. Bătrânet, cum spui tu. Da, și el la fel merge așa. Ușurel și legănat. Da. Dar de mers oricum merge și el. Uite, poate o să... Viitoarele episoade poate o să ți-l dau odată să joci cu el. Să faci o misiune. Să-mi amintești că eu uit. Da. Să vezi și tu cum ești. Și eu dacă te merg de DLC-ul. Da, da, da. Și dacă o să-ți placă, poate ți-l cumperi, cine știe.
Trebuie să mergem unde am fost și acum două episoade, nu episodul trecut, că episodul trecut parcă tu ai fi jucat singur între ghilimele, adică ai făcut o misiune secundară. Da. Primul episod filmat împreună, să încărcăm lemne. Trebuie să mă iau pe hartă că nu mi-am pus niciun checkpoint între timp. Păi cred că drumul drept până acolo, nu cred că... Ah, ok. Merge și ăsta destul de greu, dintre a treia, a patra, a data a întâia s-a oprit, acum era pornit. Eu o țin pe high ca să nu-mi bat capul. Da, cel dacă mai bine. Dacă chiar și high-ul ăsta merge și ăsta cam încet. Nu-i ca la Voron. Da, da, da. Trebuia să iei Taiga. Plângeam cu ea, nu mulțumesc. Nu, Taiga aia nouă, pe care o iei de pe... A... De pe main, parcă. A, n-am ajuns încă la aia. Da. Să vezi cum merge și aia, poate aia îți place. O să ajung și eu acolo cândva. Dar mai am de lucru. Păi cât mai e de pe Amur? Am avansat destul de mult. Ultima oară când am filmat noi episod, aveam doar primele două hărți făcute. Prin făcute mă refer că eu fac misiunile secundare la început și după mă pun cu alea secundare. Cu alea principale, pardon. Da. Și acum aproape am terminat și Cernokamensk ăla. Cum s-o chema? Da, da. Cernokamensk. Cu secundarele te referi? Da, cu secundarele și după principalele. Ok. Deci ești foarte aproape să termin Cernokamensk cu secundarele. Câte secundare mai ai? Vreo 4, 3, 4, nu știu. Da, deci nu mai ai mult. Nu, no, dar e ușoară harta. A, ce voiam să fac? Shorturi, așa. Ne sunt puțin mai în față. Să-i facem loc ca să încarce și el și cât ajunge el, hai să facem și noi poză, că probabil ești foarte aproape, nu? A, destul, da, 150 metri. A, și de aici lângă mine înseamnă, dar să fac și o poză repede. Până ajunge Ciprian lângă noi, băieți. Cu short logurile noastre, cele toate zilele, că pe aici văd că ne-au pus ca, nu știu dacă am avut pe o hartă, am mai avut noi pe hărți așa de transportat mai multe short loguri, dar parcă aici exagerează puțin cu ele. Sunt mai importante care este tu. Destul de... Încă pe aici nu... Nu, că sunt și ciuatele da, alea pe acolo. Am văzut ciuatele, m-am da. Retras instant. Și eu, m-am gândit prima dată să mă bag pe acolo și când le-am văzut la fel ca tine, am făcut cale întoarsă. Bun, de aici o să plecăm iarăși împreună, băieți, o să merg mai încet ca să... Să vadă și Ciprian pe unde mergem. Că sunt mai multe rute până acolo. Eu am ales una care mi s-a părut mai rapidă, mai pe direct, așa, acum, cât de bună, cât de rea o să fie, nu știu, vom vedea. Uite, a morțit ăsta meu, vezi, gata, nu mai poate să ridice aici. Trebuie să vii să mă împingi. Dacă a morțit a tău, e grav. Păi nu, că nu e noroi, dar mai moare el așa, are niște, cum se cheamă, trăsături de taiga cutia asta uneori. Am înțeles. Că pământul e tare. Schimbă prost. Da, 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 și te lasă fix în mijlocul dealului. Măcar urcă rampa, hai. Plecări de rampă bune. Uite, de exemplu am încercat să-i dau haiul acu și a murit. Aia, dar și tu forțat cu haiul. Păi ar trebui că eram între a doua, spre a treia aproape. E spre a treia. Ai văzut-o acolo, te-ai uitat la turometru? Da, 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 în bord. Aha, ok. Ia să vedem, are turometru? Cine se uită acum? Aveam pe cineva. Ionuț cred că era cu condusul din interior. Turometru cu... Deci acolo ai vitezometru, turometru, bă, o fi, dar mă dor pe mine ochii să stau prea concentrat acolo, că sunt prea multe ceasuri. Da. Aici era un drum pe la stânga să ne aducem, pe unde îl făcusem prima dată, dar eu am preferat să mergem pe aici, băieți, prin față, o să vă arăt, poate, nu știu, ori acum, ori mai târziu, traseul pe care l-am urmat, hai că opresc puțin. Las așa să curgă. Uitați traseul pe care mă duc eu. Acum voi decideți după ce îl termin dacă este un traseu pe care îl urmați și voi sau nu, în funcție de cum vi se pare mai ușor, mai greu. Poate voi știți altele mai bune, ca acesta eu pe ăsta l-am văzut așa mai acceptabil, vizual. Acum pe traseu vom vedea. Momentan văd că e ok. Avem dealuri, dar n-avem noroaie. Trage destul de greu ăsta, dar nu știu ce se întâmplă cu ea, se dă hai. Vrea hai acum sau nu vrea? Uite că acum vrea. Ce moare și el așa uneori.
Am anemic. Ai zis că Ce l-ai... cuvinte. Ai zis că l-ai salvat și tu, nu? Da. Ai apucat să joci cu el? Da, dar nu prea mult, pentru că, cum ai spus, cred că ai spus și tu acum recent, că are doar Saddle High și Saddle 1 are. Da, da. Nu prea ai ce să faci foarte mult. A, cred cea că să mai... iei câte două. Are, cum se cheamă aia, Bena. bordul, side, Bena, da, Bena, Bena. Da, cea mai bună combinație e Bena cu remorca asta pe care o avem noi acum. La el. Da, dar nu prea îmi place remorca. Da, aia ai. O ai evit. Da, 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 știu ce zici. Dar cam aia ar fi singura combinație care, să zic așa, te-ar ajuta cu el. În rest, doar cu Bena nu prea ai ce să transporti, mai ales pe Amur acolo, unde drumurile sunt. Gata, nu mai poate, iarăși a murit. Drumurile sunt destul de lungi și să le repeze 2-3 ori doar ca să te duci camionul ăsta nu se merită, părerea mea. Da, aia zic. Nu primi asta și morți ăla. Vezi ce face camionul da. De pe prima regiune. Da, de pe Smithville Dam. Ia uite, o remorcă aici cu niște paleți răsturnați. Asta e o misiune secundară. Stai că nu mai vrea să merg. Misiune secundară, să vedem cine o să aibă ocazia să o facă pe asta de aici. Am pus și ăștia pietrele astea așa la intimidare aici. Haide, mă. Și ce merge așa prost ăsta? Deci merge foarte prost. Și l-am mai simțit odată, nu știu cu cine am jucat și la fel l-am simțit. Mi se pare că l-au, cum se zice, în CS. Nerf, nerfuit. Da, nerfuit, da, nerf, nu, da. Bafat parcă e că e de bine, da, nu e de rău. Buff-ul e bine, nerfuit. Da. Deci mi se pare că, au nerfuit niște camioane. Mi se pare și la banditul ăla că parcă i-au schimbat ceva. Mi se pare și la ăsta că i-au schimbat ceva. Eu tot am jucat cu ele, știi? Și parcă le simt puțin altfel. Nu mai trag la fel, nu mai au aceeași stabilitate. Nu știu ce să zic. Sunt șans, nu m-am uitat pe page log-uri niciodată. N-am. Nici eu nu m-am uitat, doar așa ce l-am condus și l-am simțit în joc. Dar eu în joc ți-am zis că l-am condus pe banditul pe care l-ai avut mai devreme și mi se pare o diferență cum mergeam eu cu el pe... și pe Amur unde ești tu și pe Yukon și pe așa mai departe. Și aici nu poți zici că e o hartă grea, uite că ai ieșit tu pe Amur acum, ai jucat ceva hărți, se pare asta o hartă da, grea? Da, da. În niciun caz. Păi asta zic, nu e o hartă grea care să-ți producă probleme din punct de vedere al solului. Da, merg lejer. Da, da. Uai, ce haos să-mi fac roțile aici. De că te-am pierdut, a, uite, ești în spate. Merg, dar mai încet, mai bătrânesc. A, că se oprește ăsta meu, acum și mai ajungi, nu-i problemă. Trebuie să dea de un deal, că pe aici nu am avut dealuri momentan. Aici în stânga, parcă jos, avem coriul. Chiar mi era dor de o zonă de cori. Îmi plac zonele astea, nu știu dacă ție îți plac. Sunt interesante, dar... nu știu, le văd pe fiecare hartă, parcă. Fiecare no, hartă pe care nu mai o să le mai, cori. Nu prea o să le mai vezi, sincer. Ah. O să dispară. Adică o să ai hărți în care nu o să ai niciun cori. De asta zic că mă bucur că le văd. Acum am obișnuit să le văd peste tot aproape. Păi da, că pe prima hartă a fost pe Michigan, pe Alaska nu a fost Quarry. Nu, n-a fost. Cred că n-a fost, da. N-a fost pe în Alaska. În Daimiroa este, da. Este, mai ales este și hartă numită Rift. Da, da. Așa. În Yukon este, parcă. În Yukon nu este. Nu. Nu este niciun Yukon. Deci sunt... Nu. Cred că și ăsta se alintă puțin pe pietrele astea. Da, nu zic că te răstori. Mi-e frică de... Nu mă răstori. Nu știu dacă vorbeai cu mine sau cu remorca ta. Cu tine, cu tine. Nu, no, dar nu-mi plac pietrele astea. Ia uite mă, ce face mă ăsta meu? Hai că am zis eu că zona e așa, dar e puțin tricky. Vezi că și aici pe unde am trecut e puțin... Văd, ai de ales ori e prin pietre, ori e puțin înclinat. Și dacă da. E înclinat... Eu luat-o pe pietre. Da, pe pietre să o iau și eu, da. Să tragă. Te-am avut un drop frame aici. Mai învârt așa camera, e destul de agresiv și... neavând un PC atât de performant, știi? Mai dropează frame-uri aiurea. Alea e prin surprindere. Da. Exact. La intersecția asta facem dreapta.
ok. La prima intersecție, pe care care hai, că nu m-a răsturnat acolo, înseamnă că ducem bine astea. Nu, pe aici ok, pe aici ok. Cel puțin pe unde sunt eu acum. Și nu mai avem mult din câte știu eu după balta asta. Deci la prima intersecție faci dreapta și la a doua faci stânga. La balta asta o să dai de o baltă și faci stânga. Da, te văd, te văd. Ah, ok, ok. Nu o să chiar așa în spate. E bine atunci. Cu remorca asta nu prea poți dai cu spatele de asta. Dacă ai... Bun. Da, știu, te chinui. Dacă ai winch, în rest, cam greu. Bun. Poți să-mi estimezi cam cât mai este? Vreau să nu mă uit eu pe hartă acum. Până la punctul de destinație sau unde? Da, pentru că mai am 60 de fuel și dacă nu o să aștept să iau de la tine puțin, că știu că ai deasupra. Mai avem, nu așa mult, dar mai avem. Nu știu, ești la limită probabil. Dacă te aștept pe aici. Ai putea să aștept să iau niște 100 de litri, nu știu. Da, te aștept ai sus aici. Acolo 200, cred. Te aștept aici să te pui așa lângă mine, că e mai drept. Așa, mulțumesc. Aici muncă în echipă adevărată. Da. Ia să vedem cât mai avem. Nu mai avem mult oricum, e în dreapta noastră, avem puțin. A, văd punctul că apare, dar nu știu, nu m-am uitat pe hartă. Mă bazez pe tine. Îți dau o dată, așa apăs o dată un refuel să vedem ce se întâmplă. A, 52, uite, ai 127. Da. Mi-ai furat tot. Ți-am luat? Da, mi-ai furat. Am dat invers. Zici că să... Cine își fac porcușor și a făcut asta? Sursa asta, White Western Star. Așa, acu' e ok? Da, am 125, hai că mi-ajunge 125. Da, ți și rămâne chiar. Dar cât rezervor are, dacă nu mai țin minte? Cât aveam în rezervor? Sau nu, cât? Totalul cât are el rezervor? Totalul 300. M-ai alimentat ultima dată acolo la Gateway, parcă. Da, la Gateway și m-am dus după astea da, din spate, Vancouver. Bă, ți-a ajuns, decent. Da. Cred că ajungeam și fără tine, da. Ia să faci o comparație, să vezi cât rămâi. Deci aveai 50 când ți-am dat eu. Da. Să vezi cât mai consum până acolo. Da, de cât te plâng după, hai vino după mine să-mi dai ai niște tocmai, fiori. Mai că... Nu știm și drumul cum e pe aici, să te întorci, să lași remorca. Aia zic. Mergem la siguranță. Stai puțin, stai o secundă. Stau cu doar un timping. Hai pe aici. Mi-am pus pe altundeva punctele, dar eu văd drum și pe aici. Acum... Sper să nu mi-o țeapă. Nu, hai că e bine. Nu mai jucam cu altcineva și stătea pe telefon. Eu dacă mă opream, intra direct în mine. Ah. Lua damage. Și nu mai știi ce se întâmplă. Am învățat pe jocul ăsta să nu mă uit pe telefon că mă răstorn. De asta eu mai zic uneori, mai stai, mai nu știu ce, mai stânga, mai dreapta. Mai. Hai că am ajuns bine pe aici. Îmi pusese punctele să urc pe partea cealaltă, dar e mai bine pe aici. Da, am urcat bine. Hai că dau imediat mai în față. Hai, avem tot, ai făcut calculele bine? Ia să vedem. Păi ce mă luați, ce greu mă luați, dau unload? 19.500 și cu Watch Tower-ul ăsta descoperit. Ia intră în el, poți să intri în Watch Tower? Nu apare. E aici în dreapta, ia vezi. Nu ți apare? Nu. What? Uite acum. Gata, acum. Da, l-am deschis. E bine, e bine. Bun, băieți, cam acesta a fost și episodul de astăzi. Nu uitați de un like, un comentariu și data viitoare o să ne vedem. Probabil alături de Ciprian sau singurel, pentru că Florin, după cum știți, este plecat într-un concediu destul de lunguț. O să ne întâlnim cu el pe la finalul lunii august, probabil. Ionuț, n-am mai ținut legătura cu Ionuț în ultima perioadă, deci nu mai știu nimic de existența lui și cu ce se ocupă. Deci, ori alături de Ciprian, ori singurel data viitoare. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!